Un filmuleț cu soldații ruși care fură găini în Ucraina circulă pe rețelele de socializare. În imaginile filmate prin geamul unei case din apropiere, se vede cum aceștia încearcă cu un băț să prindă păsările și să le bage în sac. Videoul a fost postat pe diferite platforme cu un titlu ironic: invadatorii ruși fură acum găini și ouă, Rusia ești bine? Unii dintre cei care comentează la imagini spun că soldații au fost trimiși fără mâncare și apă și că lui Putin nu-i pasă de oameni, el vrea doar război. Alții adoptă un ton glumeț și spun că rușilor le este deja dor de McNuggets, referindu-se la faptul că o companie cunoscută de fast food a anunțat că își închide toate cele 850 de restaurante din Rusia. Rusia se lovește de o ofensivă mai puternică decât se aștepta în Ucraina. Analiștii militari spun că Vladimir Putin avea planurile de război pregătite doar pentru câteva zile. O dovadă în acest sens ar fi și faptul că armata sa nu a reușit până acum să obțină vreo victorie importantă în Ucraina. Ofensiva rusă se apropie tot mai mult de frontiera noastră. Rușii au luat la țintă și localitatea Arciz, situată la aproximativ 200 de kilometri de Tulcea. Această fâșie de pământ din sudul Ucrainei este de o importanță strategică uriașă pentru Rusia. Dacă reușește să o cucerească, va ajunge cu teritoriul până la granițele NATO.